Iată că astăzi vom găti coropișnițe. Nici nu știam că se mănâncă așa ceva. Se mănâncă. Sincer, și mie mi-e frică de ele. Eu le folosesc vara la pescuit de somn. Și îți mărturisesc că mi-e frică să le bag în nac. Deci știu cât e de înspăimântătoare. Sunt urâte rău de tot. Chiar sunt curioasă cum hai să facem niște coropișnițe. Un sushi. Sushi cu coropișniță. Da, exact. Emilia? Cu asta te așteptăm la masă. Sunt tare curioasă dacă vei avea curaj să mănânci. Stau aici înțepenită și tremur puțin. Da. Mă rog, acum las că o să fie bine. V-am acceptat cu drag provocarea voastră. Acum sper să ies cu bine. Bun. Păi te legăm la ochi? Haideți să ce să zic. Ce să așa faci? Așa. Cu teamă, dar... Doamne, mi-e frică. Oh, ce s-a astea? Sunt mai multe chestii? Câteva. Bă, nu mișcă, nu? Că mi se pare că mișcă. Am luat ceva în mână, deci... Mamă, doamne. Vai. Seamănă cu... Nu știu, e ceva... Pieliță subțire, așa, foarte crocantă. Seamănă cu semințe de dovleac și gata. Alea sunt. Haideți că o să încerc totuși. Îmi fac curaj, asta e. Doamne, să nu pățesc ceva. Dar dacă n-a pățit nimeni atunci. Ma. Nu mai poți să dai înapoi. Nu poți să dau înapoi, nu? Nu. Până la capăt? Măi, nu e, n-are un gust rău. Doar că dacă nu știi ce mănânci, este e foarte, greu. Foarte, foarte ciudat. Se pare mie sau transpiră puțin. O să iau și cu soia să văd exact. Cred că deja încep să-mi placă, vă dați seama. Eu nu știu ce mănânc, dar... Acum mănânci altceva. A, nu cred! Mă, doamne! Vrei un șervețel? Oh, doamne, un șervețel. Mamă, curaj. Doamne, deci chiar aș vrea să știu ce am mâncat. Ca și gust, e bun. E foarte bun. Care a fost mai bun, primul sau al doilea? Al doilea. Primul a fost foarte crocant, nu pot să spun că avea un gust anume. Doar că mergeau așa, de servit la un meci, știi? Deși eu nu urmăresc meciuri, dar erau foarte bune pentru soțul meu. Cu o bere, cu ceva. Stai, uite, ți-am pus în furculiță. Da. Oh. Încerc să-mi dau seama cam ce-ar putea fi, dar... Vai, ce crocant! Am simțit ceva așa, niște... Oh, niște tentacule, o chestie așa foarte micuță, așa... Niște aripioare... Crocante, așa, prăjite. Nu-i rău. Nu-i rău. Chiar bun. Bun. Vrei să te dezlegăm? Da, sunt tare curioasă. S-a ridicat și a fugit cu masca. Stai așa. Oh, Doamne! Ah! Nu pot să cred! Așa ceva am mâncat? Da, trei din astea am mâncat? Doamne sfinte! Băi, dar ce-s astea? Vrei să-ți spunem? Doamne, săracele! Asta le iau la pachet. Astea le iau pentru soțul meu acasă? Da. Doamne! Vrei să și știi ce ai mâncat? Da, spune. Coropișniță. Nu cred, coropișniță. Tu l-ai, Doamne. Bravo, felicitări. Wow. Dar încă sunt șocată că am mâncat coropișniță, deci nu vine să cred. Mulțumesc, deci chiar mulțumesc pentru această provocare. Deci jur că n-aș fi mâncat așa ceva, dacă le-aș fi văzut. Mulțumesc că ai venit la mulțumesc. Masă. Ne vedem marțea viitoare cu o nouă vedetă și o nouă probă de curaj.
Așadar, Emilia Dorobanțu este cu noi aici. A avut niște reacții pe care parcă aș vrea să le mai văd încă o dată. Tocmai de-aia o să o leg la ochi, o să vedeți. Emilia Dorobanțu! Bună, Emilia! Bună ziua! Te rugăm, iau loc pe canapea și numai un pic stai așa să-ți dau un buchet de flori. N-am mai găsit rima mai departe, wow, pentru că a fost ziua ta duminică, nu? Nu pot să cred, mulțumesc! Mulțumesc tare mult! La mulți ani, așa suntem noi, drăguții, aici. A fost ziua ta duminică? Da, atunci, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate, fericire, tot ce-ți dorești. Nu mă așteptam. Chiar viață lungă, copii, coropișnițe și de toate. Să nu-ți lipsească nicio coropișniță de la masă. Nu merge urarea da, asta. Să știu. Te-ai speriat un pic. M-am speriat la început, dar să știi că au început să-mi placă. Și mi-am luat și la pachet niște coropișnițe. Am luat și pentru acasă, pentru că a fost foarte bine. Mulțumesc pentru flori. A gustat și soțul? Mulțumesc echipei. Nu, n-a avut curajul să guste. Nu. Deci, până la urmă, deci au început să-ți placă coropișnițele, deci tot rău spre bine. Ai gustat pentru prima dată și imediat după da, aia... Da, și legată la ochi, chiar a fost foarte interesantă experiența asta, pentru că dacă le-aș fi văzut așa în fața mea, știu, în farfurie, așa este. N-aș fi mâncat niciodată. În schimb, legată la ochi, n-am avut ce să fac. A trebuit să mănânc prima coropișniță, a doua, a treia, până când au început să-mi placă, să fie interesante la gust. Ciudat a fost când le-ai văzut și ciudat a fost când ți-am spus ce sunt, de fapt. Îți dai seama când am auzit că sunt coropișnițe, m-am gândit... Gândul mi s-a dus în copilărie când stăteam cu bunicii în grădină și apăreau coropișnițele și bunica mi-a repetat, uite tata, ești coropișnița. Și mă speriam așa de ea și îți dai seama, acum, după atâta timp, am ajuns să le mănânc. Să fie incredibil. Incredibil așa ceva. Da. Eu zic să-l sun după emisiune sau poate să-l uita la emisiune să zici, bă, tataie, mai ții minte coropișnițele alea de la noi din grădină? Am ajuns să le mănânc. Cred că ar fi interesant să mai facă rost din grădină. Ești un pic așa bronzată, te-a prins soarele de ziua ta? Undeva la înălțime, în Turcia, așa? Da. Da? Unde ai petrecut de ziua ta? O leac, așa. De ziua mea mi-am dorit să mă relaxez, să plecăm, bineînțeles, nu se poate altfel. Nu mai împreună, mereu împreună, nici cu nici. Nu, eu ziceam că a fost ziua ta, ai vrut doar tu cu el. Da, asta îmi doresc de ziua mea, să fiu relaxată, să petrec alături de familie. Bineînțeles, lui îi place să facă chefuri mare, tam-tam, însă eu sunt așa mai liniștită și am preferat de această dată să mergem în Capadocia, într-un loc foarte vechi, plin de istorie. Cred că este unul dintre cele mai vechi și interesante locuri din lume. Și practic ai fost să te plimbi cu balonul cu aer cald. Da, până la urmă asta este cea mai mare atracție acolo, cea mai mare atracție a Capadociei. Plimbarea cu balon, m-am plimbat, dar a fost pentru prima oară pentru mine să petrec așa ziua la înălțime. Am prins o zi. Acolo, nu? La trei zile a fost excursia. Exact, doar că am prins o singură zi de zbor, bine că am prins-o la final înainte să plecăm, pentru că zborurile fuseseră anulate din cauza vremii. Dar am fost norocoasă. Mă consider așa norocoasă. Doamna, din firea mea. Doamna, sunteți, nu? Da. Sunteți doamna subofițer la Ministerul Apărării. La, mai exact, la muzica reprezentativă a armatei. Da. Am în derulare un proiect cu muzica reprezentativă. Ai uniformă tot? Am și uniformă, am trei uniforme. Trei uniforme, da. Una albă, frumoasă, de ținută, pe care o folosim la protocoale, la tot felul de evenimente foarte speciale. Una de oraș, khaki și, bineînțeles, cea de serviciu, de treabă. Să trăiți de un subofițer. A mai fost o colegă de-a voastră din armată aici la noi, tot cântăreță, Iulia Dumitrache. Iulia Dumitrache, da, am fost colege la ansamblu. Ea este la ansamblu, Doina Armatei. Am fost și eu vreo 4 ani de zile, dar acum m-am detașat la muzica reprezentativă, fiind cu grad acolo. Adică ai avansat? Da, se avansează din 4 în 4 ani. Da. Altă treabă. Și deci, doamna subofițer, vă duceți în fiecare zi la serviciu? Da. Sunt prezentă la servici. La toate evenimentele care se organizează împreună. Nu, adică pentru că n-ai evenimente de luni până vineri, dar trebuie să duci la servici, la repetiții, la muncă, nu? Exact, da. Adică serviciul tău e tot cu muzică, cu repetiții, nu? Da. Și te duci în costum? În uniformă? În uniformă, da. Nu tot timpul avem, în fiecare miercuri avem, în fiecare miercuri repetiții. Facem pariu că știi să tragă și cu pușca? Știi să tragi cu pușca? Da. Păi? Adică... Ne folosim imaginația. Dacă ai avea acum o pușcă, l-ai putea nimeri pe Ciucă direct în inimă? Păi nu pot să fac lucrul ăsta, pentru că noi nu folosim pușca pentru asemenea lucruri. Nu. Am zis de asta, să ne folosim imaginația, cum să zic, doar da, așa. Să folosesc un punct fix, da, adică ai putea să-i trimiți
pac, ceva, un glonte care să inima lui să plin înțelegi. De iubire. Plin de iubire. Să fie un fel de Cupidon, nu? Exact, da. A, așa da. Adică l-ai nimerit direct acolo? Nu știu. Cred că da, nu știu. Cred că da, nu știu. Nu știu ce să zic. Nu stai acolo. Nu te ridica. Rămâi acolo. Pentru că coropișnițele a fost deja o delicatesă. M-am gândit să vezi ce înseamnă dacă vii la mine la emisiune, să te leg și eu puțin la ochi și să vedem cum stau lucrurile altfel. Vrei? Ai încredere? Hai de mine. Emilia. Păi, acum dacă am acceptat provocarea echipei, nu pot să nu accept pe a ta. Ciucă, să vii să mă ajuți. Da, dar nu, vreau să-mi promis că nu te superi. Nu, n-am de ce să mă supăr. Dă-ți cuvântul de onoare, orice ar fi. L-am dat. Dau cuvântul deci, de onoare că nu mă supăr. Deci coropișnițele ce ai mâncat erau gătite, nu mișcau. Dar, deci mergi pe mâna mea și... Hai, dăm înainte, nu pot să dau înapoi, gata, intru în joc. Ciucă, să vii să mă ajut să nu-mi cadă, să nu... Să, da. Să haide să mă ajut să iau alea, ca să nu alunece din parcurie, să nu cadă. Stare curioasă. Haide, să știi că pentru delicatesa asta am fost, am comandat-o special, a venit wow. De la mare. Bă, nu trebuie să zic, nu? Nu trebuie să zic, nu? Trebuie să zici de la mare, da? Nu trebuie să zică. Stai că-s lipicioase așa. Ai de mine, lipicioase? Stai că mișcă, bă, prind-o, ciucă. Deci vă rog să nu mă speriați. Nu, te rog frumos, ia aloși. Da. N-ai problemă dacă e ceva gelatinos. Stai să nu miroase, nu. Ia un loc, depinde totuși ia un loc. Depinde cum se simte, da. Ciucă, da? Bă, dar ai promis că nu te superi pe noi, nu da? Nu mă supăr, nu mă supăr, nu. Mamă! Da, vreau să te întreb, tu mănânci chestii așa crude? Uite. Depinde ce înseamnă crude. Fructe, legume. Nu, dar alergie ai? Nu, n-am niciun fel de alergie, deci sunt sănătoasă, tu... Desigur? M-a speriat, este ceva... Nu! Merilea, mergi pe mâna noastră! Nu, da? Băi, na, las că na, un pic. Wow! Cade. Nu pot să cred! Deschide gura! Deci m-a speriat! Hai că poți, deschide gura, mănânci repede și gata! Dacă vrei să scui pis de ciucă un șervețel. Vai, deci nu vă spun ce emoții am, sunt... Hai, simțim. Deschide gura, pac, mănânci și apoi, hai, dacă vezi să scuipi, ai șervețel de la ciucă. Uite, mai suntem și în direct, deci nu vine să cred. De-aia șervețelul. Așa. Bă, dar sigur n-ai nicio alergie, nu e problemă, da? Nu am nicio alergie, da. Și nu te superi pe noi. Nu mă super. Perfect, repede. Repede, dar, hai. Dar mă speri, nu? Nu mă, repede, haide. Hai. 1, 2, 3 și. Ah, nu. Stai. 1, 2, 3 și. Nu. Stai mă un pic, băi. Repede. Nu! Repede! Deschide gura! Au! Ce-a fost asta? Să mă adus vrăjitură Pavlova de ziua toată! Ne-a jucat așa să te speriem! Am crezut că atunci când ai... Am crezut atunci când ai gustat puțin... Am crezut că mi-ați viermi, deci pe cuvânt, sau nu știu ceva... Nu, doar noi am jucat-o, eu și știu că sunt și actorii în timpul liber. Teatrul se numește Teatru Fără Nume, dar noi suntem acolo roi pe spate. Bă, am zis de ziua ta, să-i aducem o Pavlova. Dar te-ai speriat, nu? Da, păi reacția tale, stai. Și cei din public. Acum, mai repede, nu știu. Ne ești foarte dragă și am zis de ziua ta să-ți spunem la mulți ani și să-ți oferim o Pavlova pentru că e preferata ta. Mulțumesc din toată inima, sunteți fantastici. Asta este desertul meu preferat. Mă rog, din ăsta trei doar unul, că unul e unul, ciucă. Păi îl împărțim, unul tu, unul eu îl împart cu toți ceilalți. Am zis că te scoatem în oraș la o prăjitură. Noi. Mulțumesc. Bravo. Bravo. Yes. Crezi că avem fețe de doi pămpălăi? Nu. Nu? Nu, deci chiar m-ați emoționat pe cuvânt. La mulți ani, să fii sănătoasă, fericită. Mulțumesc. Florile sunt pentru tine. Pavlova e a ta! Florența! Plec și cu flori. E senzațională Pavlova asta, e prietena noastră, Florența, cea care s-a ocupat de treaba asta. Vă mulțumesc mult de tot!